De aceea trebuie făcut o evaluare și eu am să solicit, spre exemplu, ca toți parlamentarii pe care i-am avut până acum în exercițiu să fie sondați, să fie măsurați în sondaje, ca să vedem cât de mult ne aduc nouă ca partid, ca formațiune politică și să vedem dacă nu identificăm și persoane din județul acesta care pot să facă mai mult.